Bună dragii mei, salutare și bine v-am găsit la un nou jurnal video aici, pe România Culturca. Numele meu este Bacu Vlad Andrei și de data aceasta avem un jurnal video mai special. Îl am alături de mine invitat pe Andrei Mangalia. Salut Andrei! Salutări pasionați de la RIO, salutări Vlad! Da, exact cum a zis Andrei Mangalia. Astăzi vom discuta despre campionatul național de la Liguri. Dacă în episoadele trecute am discutat de în ENDURANCE RESPECTIV, de RADICAL ROMANIA CUP, dar aceasta discutăm despre campionatul Național de, la, de Raliuri, alături de specialistul nostru Andrei Mangalia în competiții de raliuri, coastă, super slalom și așa mai departe. Bun, Andrei, hai să începem repede, pentru că avem foarte mult de discutat, avem foarte multe topicuri. Și anume cu top 3- ul la general. Overall. Da, vreau să menționez, am avut un sezon foarte interesant, un sezon intens, care a dus tot la titlu până la final, până la etapa de la Brașov. Da, Simone Tempestini, campion național din nou pentru a șaptea oară în campionatul național de raliuri. Imbatabil pe Macadam, campion noul campionat, spunem așa, de Macadam, care s-a ținut în paralel cu campionatul mare. Pe Skoda Faber Rally 2 și în acest an Simone ne-a surprins cu un Porsche 997 RGT care a mers la etapele de asfalt. La asfalt, de adevăr, a avut ceva ghinion cu acea mașină, a avut două abandonuri, dar și două victorii, ceea ce nu i-au putut aduce ca titlul la asfalt. Acolo a fost câștigat de către Andrei Gârtofan. Ei bine, Porsche le-a făcut spectacol pe probele speciale din România, probele de asfalt. La Macadam, cum a zis Simon, a fost foarte rapid, s -a, e, e suprafața sa preferată, practic, Macadamul și a reușit să câștige toate cele patru etape de Macadam, Sibiu, Bacău, Iași și Brașovu. și a reușit, iată, din nou să devină campion național. Se apropie de Titi Aur deja, mai are un pic și legalează încă un titlu și poate să la 8 titluri naționale. Pe lângă asta, Simone a mers și capetul european de rariu în acest sezon, l-am văzut prezent tot pe Skoda Fabia Rarii 2 și putea să devine vicecampion european doar că de la etapa din Cehia nu s-a mai prezentat la start și a ratat această ocazie. A terminat pe patru, de fapt pe cinci, scuze, pe acest sezon și sperăm că poate la anul va reveni atât de Sergiu în campionatul european de Rariuri. Cu siguranță să-i vedem și în campionatul intern în 2023. Da, într-adevăr, Simone Tempestini, felicitări pentru ce ai realizat, maestru al sportului, conform de la gala campionilor de anul acesta, conform titlurilor, să discutăm și despre Sebi Barbu, care a avut un sezon excepțional, dar și de Andrei Gârtofan, care a fost lider în clasamentul general. Da, Andrei Gârtofan a fost lider. Îmi cer scuze, sunt pic răgușit, dar da. Uh, da, Jeremy, cum place mie să zic, uh, a terminat. De fapt, a fost lider după Raliu Argeșului, dar a stat puțin de tot acolo la vârf, dar. Uh, Vorbim și despre Sebi Barbu, da, un sezon excelent pentru el de departe, cel mai bun sezon pe care l-a avut și el și Bogdan vreodată în capiatul național de raliuri. Două victorii, s-a luptat la titlu, era incert, era incert de fapt apariția sa în Campionatul național. La Harghita a venit cumva la risc, dar după aia iată a găsit un partener foarte bun și iată că a reușit să vină până la finalul sezonului și să se lupte acolo cu Simone la titlu național. Uh, un pilot care a crescut foarte mult, Sebi, un pilot care reușește să mai ce în ce mai bine și să pună acolo, să fie acolo. Pic de presiune pentru Simone, iată, Sebi reușește să facă treaba asta și la anul cu siguranță se va lupta și mai și pentru campionatul național de raliuri overall. Da. Într-adevăr, bun, alte noutăți nu știm deocamdată să vă spunem, dar nici nu vrem să vă oferim spoilere, așadar, singurul spoiler care pot eu să-l spun Andrei, dacă îmi permiți, va fi un 2023 extraordinar, extraordinar, excepțional, am vrut să zic. <laughs> Da, o să avem cu siguranță o sezon interesant. Uite că se trece și la ocupantul locului 3, campion național de asfalt, deja Andrei Gărtofană, împreună cu Doru Vraja. S-a adaptat foarte bine la acest model de Scoda Faber Rally 2, un pilot care uh, merge foarte, foarte rapid deja, un pilot care emite pretenție la victorie și cu siguranță 2020, de ce nu, poate să vină și acea primă victorie pentru el. Uh, să sperăm că va reuși să prin din nou un buget destul de consistent și să sperăm că va, ave, va fi acolo la lupta pentru campionat împreună cu Simone și cu Sebi. De ce nu? Să facă și pasul în Europa, să meargă și în alte campionate din Europa. Iar acum... Na, iată, ne bucurăm și pentru Andrei care a reușit un sezon foarte bun și cumva îl moștenește pe tatăl său. Deja se simte acea genă de campion la Andrei Gărtofan. Tatăl său se pare că a ales să vină doar la câteva etape în acest sezon și se axează mai mult să-l sprijine pe băiatul său pentru a deveni și el campion național. Să nu uită că Dan Gărtofan este dublu campion național în raliuri. Iar acum să sperăm că în 2023 vom avea un, spe un spectacol pentru titlu, o luptă acolo foarte intensă, așa cum trebuie, ca așa cum a fost și în 2022 în trei piloți și cam asta ar fi cu top 3 overall în da. CNR 2022. Și să nu uităm, Dan Tofan a realizat anul acesta al 100-lea său podium în carieră, ca și final. Da. Bun, mergem mai departe la următoarele topicuri. Avem așa RC2N, tracțiune față, cu pe monomargă, cu care vei să începem. Eu zic să începem cu tot cu tracțiune integrală, tot cu RC2N, categoria mașină, cum sunt din spatele tău, acel Mitsubishi Lancer, Revono și Subaru. Da, da, da. Da, iată, în acest an RC2N l-am avut pe Vali Porcișteanu, care a devenit campion și care a început sezonul de la Rariu Argeșului, n-a fost prezent la toate etapele, a devenit campion național, a prins și un partener bun, Vali Porcișteanu și sperăm că la anul va reveni și el pe orarii 2, din ce spunea într-un interviu, e posibil să revedem, acum nu știm sigur, dar e în plan treaba asta. Tot cu Dan Dobre, Dan Dobre a devenit campion național RC2N și te a spus un mic lucru, Adevărul că Vali a avut uh, foarte mulți adversari dotabili, dar lungul sezonului, pe excepție, hai să spunem, să fie acolo Raul Badiu, doar că Badiu a mers și la Macadam, doar mm. la Macadam a mers și să nu uităm performanța lui Raul, care a reușit să câștige trei probe speciale la Raliul Moldovei Bacău, depășind, depășind chiar și pe Simone Tempestini. Și dacă, uite, dacă nu abandona în prima zi Raul, putea să fie chiar lupta pentru. Da, într-adevăr, putea să fie și uh, la podium, acolo, la general, într-adevăr. Chiar a fost uh, foarte aproape de, de acest uh, lucru, într-adevăr. Uh, bun, hai să. Raul Badiu, mai... cum isubi și. Da, uh, hai să vedem. Uh, totuși, să rămânem un pic la RC2N, să okay. rămânem la ceilalți combatanți combatanții acestei clase. L-am avut pe Bogdan Talajman, care a făcut pasul la Mitsubishi Lancer V10 pe Suzuki Swift, un pilot care um, începe să se adapteze din ce în ce mai bine cu această mașină, să nu uităm de Răzvan Echifor, să nu uităm și de Adi Grigore, care a fost prezent alături de clasa rc 2 uite cel din spate tău, Răzvan Ticinoeschi, din păcate nu ne-a... N-a da. fost prezent la etape în acest an și decât sperăm să revină și... dacă îmi permit. Da, decât la Argeș a fost prezent, da, dar nu la restul campionatului. Putea să fie și el prezent, dar să sperăm poate la anul revine și el la start. Da. Uh, alte lucruri despre ce 2 nu prea mi-am de zis, cam asta a fost 2022 la această clasă și ne bucurăm în primul rând că revedem la start modele din acestea Mitsubishi Energy și Subaru, care deja încep să dispară încetul cu încetul din multe campionate de raliuri din Europa. Multă lume acum se axează pe uh, a Rally 2, pe Rally 3 și așa mai departe. Da, într-adevăr de și cu momentul de a nu se mai opri internetul, ca să spun așa, continuăm cu tracțiune față. Da, trecem la tracțiune față, aici acumulând RC4, RC5, RC5 în tot așa. La tracțiune față, la clasa principală, mai vin RC4, am avut un duel între Norbi Maior și Vlad Cosma. Un Norbi Maior care a revenit în campionat cu Peugeot 208 R2 în acest sezon, mașina de la DT Rally Team, și totodată un adversar notabil și anume Vlad Cosma, cu Peugeot 282, care a prins un partener bun și a revenit la start și a fost acolo nu că tare pentru Norbi la anumite etape. Ei bine, Norbi a încercat și Europeanul de la Riu în acest an, din păcate cu Ghinion, două etape care au rezultat cu un abandon, dar ritmul a fost acolo de top 3 mereu și sperăm ca Norbi să revină și în European și eu unul sincer recunosc, pot să fiu ușor subiectiv aici, sunt o fan de al lor, îmi place <laughs> cum merge foarte mult Norbi și Francesca îl ajută foarte mult și sper eu de ce nu poate la, la anul să treacă și pe o integrală, că ar cam fi momentul să, 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 se mute pe un Rally 2 sau poate pe un Evo, de ce nu, e ca momentul. Da, într-adevăr, Norbert Maior a a avut performanțe extraordinare și a participat și în cadrul unor etape de viteză în coastă, dar asta vom discuta în jurnalul viitor. Să mergem mai departe la cupele monomarcă, unde, dacă nu greșesc, suntem printre puținele țări care avem patru cupe monomarcă, țile număr și ție și celor care se uită la noi acum, Dacia, Suzuki, evident, Peugeot 282 care este nou intrat și Cupa Clio, care e la fel tot nou intrat. Da, eu zic să începem cu Cupa Dacia, care în acest sezon l-a avut câștigător pe Răzvan Ungureanu și el, la rândul său, a venit mai târziu în campionat în acest sezon, un pilot care a confirmat, un pilot de la Vali Porcișteanu Racing, care a mers foarte bine cu modelul Sandero. În acest an a avut o bătălie cu Sebastian Scârlet, un pilot foarte rapid din Bacău, sub 18 ani, Sebi și un nume care te să ține în minte pe viitor. Merge foarte bine Sebi la Cupa Dacia, un duel care s-a decis tot la Brașov, un duel care a ținut în suspans pasionații de Cupa Dacia. Campionul din 2021, Victor Supuran, în acest an n-a avut un sezon reușit doar locul 4 clasamentul general la Cupa Dacia, chiar la Brașov nu s-a mai prezitat cu Dacia, a venit cu Peugeot 208 R2. Și pe locul 3 l-am găsit și pe micia Crișan, care a fost foarte constant în acest sezon, deși a venit cu un material de concurs inferior față de Sandor, a venit cu Loganu, cam singurul Logan de la Cupa Dacia în acest sezon. Și iată-l pe locul 3 pe micia Crișan, care și-a încheiat parcursul din primul său sezon de raliuri chiar pe podium la Cupa Dacia, ceea ce e o performanță destul de bună. Da, și să nu uităm și de debutul lui Danus Militon, cel care a câștigat experiența de la pilot de curse, mă rog, a concurat și la Rotac și a concurat și ultima etapă la Brașov. Bun, Cupa Suzuki, destul de interesantă, nu? Cupa Suzuki în acest an a fost, să-i spunem așa, o cupă care s-a desfășurat între doi piloți. O luptă, de fapt, s-a desfășurat între doi piloți. Uh și anume David Tarța și Paul Popa. Ei bine, David Tarța a fost și un pic avantajat de faptul că Paul Popa a absentat la două etape. De fapt, la trei etape a absentat, de la această cupă mă refer, pentru că Paul a făcut trecerea pe un Peugeot 208 la 4 la Sibiu și la Bacău. David a profitat de, aceste, de această absență, practic, și a reușit să profite de, de fapt, cum să-mi cum să exprim mai exact. A reușit să, te să fie constant la Swift Cup și totodată a reușit să devină campion cu o etapă înainte de final. Pe lângă asta, am remarcat un nume interesant la Swift Cup în acest sezon și cu siguranță va crește din ce în ce mai mult. Este vorba despre ieșeanul Andrei Gheorghiu, pilot ce are și el sub 20 de ani, dacă nu mă înșel. Un pilot care a crescut foarte bine în acest sezon, a avut un parcurs foarte bun. S-a luptat mereu la victorie la SWIFT Cup Este campionul de la debutanți Cât și de la SWIFT Cup debutanți și un nume care cu siguranță o să treacă la un R2, dar de ce a confirmat prezența sa chiar la Brașov cu Peugeot 208 2 și poate probabil la anul o să treacă la cealaltă cupă monomarcă despre care o să vorbim, dar ca să trage concluzia la Suzuki, la Swift Cup de fapt, Suzuki Sport sunt, Suzuki Swift Sport sunt modele care merg în această categorie, o cupă care a fost cumva un, un, un sezon foarte bun pentru David, Paul a decis cumva, iată, să nu fie prezent la toate etapele de Swift cap și l-am avut și pe Andrei Gheorghiu, care a fost acolo prezent la luptă pentru da. victorie. Da, și într-adevăr, o altă surpriză din punctul meu de vedere, Bogdan Duma, care la Raliul Clujului a reușit o performanță incredibilă cu alături de Ovidiu Zaberga. Bogdan a mers doar la Cluj în acest an și da, într-adevăr, Bogdan este un pilot foarte tânăr și extrem de rapid, este un nume de luat în seamă deja. Uh și să vedem dacă face pasul la anul în capiatul de raliuri. Din ce știam eu, el vrea să meargă la viteză în coastă la anul, capionatul celălalt, mare. da, capiatul mare, că acum o să fie divizat în alte două părți. Dar o să vorbim, evident, la clipul cu viteză în coastă despre această treabă. No, Dar ar fi, ar fi, bine să vedem și la raliu pe Bogdan, cu siguranță ar fi o figură foarte interesantă la start. Și cu asta încheiem Swift Cup. Să da, așa. Omul cu cupele, Bogdan Duma, ca să completeze. Da, da, da. 282-cap, o cupă care reușește să atragă piloți pentru că e destul de aproape de modelele uh, importante. Uh, 282-cap a apărut în acest an. Este o cupă care, iată, a confirmat deja din prima. A avut nume interesante la start, nume rapide. Uite, un... Campionii deja Cristi Sugar și uh, Vlad Colceriu au confirmat foarte mult. Să nu uităm că și Vlad a pilotat în acest an uh, în vite la viteză în coastă și a devenit campion la juniori. Și pe lângă asta, chiar m a bucurat pentru ei că au reușit să devină campion la această cupă s-au luptat acolo foarte bine și la clasamentul de două motrice. Acolo s a luptat cu, a motrice, mă refer strict acolo, s-au luptat cu Jean no. Tatu Junior și cu Costitu Costi Tudose. La 282 cap au avut un adversar pe măsură băieții și anume pe Marius Încreanu cu Alina Bianca Pop, un echipaj cu Jean care merge extraordinar de bine pe probleme speciale, un ritm extre extrem de bun și foarte plăcut vizual în primul rând. Și toată această cupă i am avut și pe Bogdan Gheorghiu, care s-a apropiat și el de, de titlu în acest sezon. Cion Sabu, la fel, dar care din păcate a absentat de la ultima etapă, avea șansă și el la uh, titlul de la 282 Cup dar iată, Cristi Sugar și Vlad Colceriu au reușit să câștige această categorie în 2022. Pe lângă asta, în momentul în care noi filmăm acest jurnal video, Vlad este prezent la Silvestra Rally, e pilotează alături de Emilia Olteanu, tot un Peugeot 208 2 și David Tarța este prezent acolo și așteptăm cu nerăbdare rezultatele lor. Dar dacă revenim la 282 cap, cei doi au făcut performanțe foarte bune, Cristi și Vlad, în acest sezon și poate de ce nu la anul să treacă și la altă mașină sau să își apere titlul de la această categorie. Sau poate Vlad Colceriu să iasă campion la viteză în coastă, că deci ce acum cu așa acolo. Da, bun, mergem mai departe la Clio, cupa Clio care tot ocupă nouă și destul de interesantă, Andrei. Da, Cupa Clio a apărut, să-i spunem așa, cam de nicăieri. Nu prea se știau multe detalii despre această cupă. O cupă care a fost cumva la mâna lui Costi Tudose, alături de Teodor Gabriel Găină, pe modelul Renault Clio Rally 5. Un Costi Tudose care, după mine, a fost revelația campionatului în acest an. A mers cât a putut de tare cu această mașină și țin minte că la Harghita, la Power Stage A venit pe locul 4 cu această mașină Și a detronat modele mult mai performante se un tânăr Din Pitești Care iată deja a confirmat Cu acest Renault Clio Rally 5 Să vedem dacă vrea să facă acel pas Și a Rally 4 Că la Rally 4, de exemplu, la Renault Clio Poți să faci conversia foarte ușor Doar câteva chestii poți să schimbi pe ea Și deja este model de Rally 4 Ceilalți combatanți, să nu uităm de Mihai Dumitrescu, care a fost prezent, s-a luptat până la ultima etapă, chiar la el, la Casa Brașoara, din păcate a avut o ieșire în decor destul de violentă. Și totodată să nu uităm că și Costi a abandonat la Brașov, doar că a luat startul sub regula Super rally. Și a, și a, reușit să termine raliu și să devină astfel campion. Alte nume ce s-au mai părindat pe la uh, Crio Cup au fost Crio Rally 5 Challenge, de fapt. Așa se numește competiția. Ionu Zăbavă, care a mers și în străinătate la Rallyu Serbiei, Artu Luca și așa vin numele este aminte în momentul actual. Dar o cupă care cu siguranță va crește, o cupă care deja, cum să spun, e oarecum accesibilă dacă vii, de exemplu, de la Cupa Dacia sau Swift Cup e un pas bun să faci de o mașină ușoară, o mașină care poți să te, să te înțelegi cu ea din ce am înțeles, deci nu e o mașină complicată și deja sunt câteva mișcări la capitolul modele Rally 5 în România, deja au venit trei mașini, una lui Ciprian Lupu, pe care cred că toți ați văzut acele materiale și așa, și două modele care au ajuns la unul la DTO Rally Team, și altul care va fi la Eng Engage Engineering, care e fosta mașină a lui Paulo Soria din campionatul european de raliuri, cel care devine campion la Clio Cup, deci mașină campionă care vine în România. Momentan aceste mașini cred că vor fi închiriate, nu se știe cine va merge pe ele, dar Clio Cup începe să prindă rădăcini destul de bune în România și asta chiar ne bucură. Și dacă îmi permiți o mică paralelă, după care vom trece și la NAT 11, NAT 12, la toate cupele monomarcă, piloții tineri s-au impus ca și campion, deci este un lucru pozitiv acest lucru. Da, absolut. Asta e foarte bine că aceste cupe sunt destinate și celor care sunt la început de drum, celor tineri, și din această cupă, de exemplu, din această cupă Crio Cup, poți să progresezi Dacă ai și un anume buget Poți să mergi și în cupa din campionatul european Terariul, care este susținută De Talk Sport WRT și iată Că are multe nume interesante La start, uite, dacă e să faci O mică paralel cu europeanul, avem Paolo Soeria Care chiar a fost în România acest pilot La începutul anului la Winter Rally Covazna, Cu Peugeot 208 R2 uh, Andreea Mabelini și mai sunt câteva nume interesante pe acolo, dar sperăm de ce nu pe viitor să avem și un român în uh, această cupă, că era cineva să ajungă în această cupă de la noi din țară, din păcate nu s-a mai putut, dar uh, sperăm pe viitor să avem un uh, pilot român la Clio Challenge. Da. Bun, mergem mai departe la categoria Nat 11 și Nat 12, unde și acolo am avut spectacol Andrei. Da, hai să povestim un pic despre aceste categorie. Bine, NATO 11 reprezintă clasa Națională 11 și anume o fosta grupă H. Aici avem mașini care nu au acea omologare specială pentru cum ar fi ca la un model Rally 4. Aici sunt niște mașini făcute de garaj, mai exact. Sunt mașini mult mai puternice. Avem Mitsubishi cu putere de peste 300 și ceva de cai putere. Tie secvențială, tot felul de nebunii pe el la clasa 11. Dar în acest sezon a cam fost o luptă a fost un pic cam liniște, într-adevăr. N-am avut, să zicem așa, o luptă foarte, foarte strânsă, pentru că campionul a devenit familia Năstase, Bogdan și Delia cu Mitsubishi și Lens nouă. Doar că ei n-au participat la toate etapele și ceilalți de pe podium, la fel, nu au participat la restul etapelor, cum ar fi Dragoș Popa care s-a mutat pe Subaru. Uh, am avut o, o mașină foarte interesantă, un Ford Fiesta Pro din partea lui Bogdan Moldovan, o mașină foarte, foarte interesantă de văzut și în viața aia vă recomand să o vedeți. Și frumoasă. Uh, și frumoasă, de adevăr și cam, cam așa ar fi pe la Național 11, n-au fost foarte multe nume, multe nume la start. Să nu uităm de Dragoș Dinu, care a venit cu Scoda Fabier R5 la această categorie, doar că a fost dat doar la două etape, la Bacău și la Brașov. Și cam asta ar fi la Casa 11. Național 11, la Național la 2012 i-am avut pe Mircea Samuel și familia Reziga la o luptă foarte strânsă acolo. Campion a devenit Mircea Samuel cu Călin Maier pe Audi A3 Diesel. Iată, o mașină diesel devine campionă la această categorie națională. 12, după care, iată, am avut familia Reziga care a fost mereu prezentă la bătaie la această categorie. Un duel între echipaje din Timișoara, mai exact. Emanuel uh, și uh, Denisa s-au mutat de la Rally 2 Fiind de două ori campion național acolo Și uh, au avut o optă interesantă Între cele două echipaje Să nu uităm, iată și pe Ciprian Lupu Care a fost prezent la clasa 12 Pilotul care în viața zi cu zi merge în scaun cu rotile A fost cu Volkswagen Golf După care s-a mutat la Macadam cu Citroenul C2 Iar uh, Alte lucruri de la clasa națională De ce nu am multe de zis Într-adevăr a fost cumva mai animată lupta aici la Național 12 față de Național 11, dar iată ne bucurăm că avem și această clasă cu mașini, să-i spunem așa, de open, cum ar veni, mașini bine pregătite, dar făcute acolo în garaj cu multă, multă pasiune și care aduc un plus de spectacol pe pentru campionatul intern. Și într-adevăr, Dragoș Dinu de la categoria NAT11 a reușit să urce în top 10 la raliu Brașovului cu acel super model Skoda Fabia, trebuie menționat acest lucru și felicitări, Dragoș, care l-a avut copilot pe Traian codruța Sănescu, dacă mai știi, Andrei, dacă mai ții minte, evident. Da, da, Bun. da. Mergem la categorie istorice, unde aici am avut duel interesant cu Andrei Moțescu, cu Cătrin Sedrichicea, cu foarte mulți. E la istorice, să nu uităm, e un campionat ce se ține numai pe asfalt. Nu au fost la Macadam aceste mașini istorice, bătrânele doamne, așa cum le știm noi. Uh, o, o, campionat dominat cumva de Dorin Alexandrescu și Andrei Moțescu, cu alor al Volkswagen în Golf 1. Un echipaj foarte bine sudat, un echipaj care, iată, merge foarte, foarte rapid la istorice, o mașină bine pregătită. Da, alte nume de la istorice a marcat pe Levente Covaci, cu Copec, așa cum îl știm, cu Ford Escort Martu. L-am avut și pe Cătălin Sedeghie la câteva etape cu superb Alfa Romeo Turbo Delta. Un alt echipaj pe care aș vrea să menționez ar fi familia Turzai din Mureș. Debutanți în campionatul național de raliuri la istorice, familia Turzai, Daniela Volan și fica sa, Andreea, în dreapta, pe Honda CRX, au fost prezenți la start. Daniel venit din zona aceasta de super rally, de time attack, iată că a reușit să facă pasul la raliu. Totodată aș mai menționa așa o mențiune onorabilă, hanar româneșesc, cum să spune în engleză. Da, mention, <laughs> da, așa, echipajul cu modelul Dacia este Aurel Balea și Aurelia Moroțan, n-au fost chiar la toate etapele, dar au adus așa un mare zâmbet pentru pasionații de rally și nu numai pentru spectatorii prezenți pe marginea se vede o Dacia 1310 la, la râu acum ziua de zi ceva Wow. Foarte, foarte frumos. Și chiar mă bucur să văd că există oameni care mai vin și cu asemenea mașini la start și aduc și ei acolo un plus de valoare pentru campionatul de raliuri. Da, la istorice cam asta am de zis. Dorin Alexandrescu și Andrei Moțescu sunt cei care sta stabilesc acolo etalonul la acest campionat. Și ca Hannibal Mansion, ca să spun și eu, pentru că ai spus și tu, Andrei, un Hannibal Mansion, Mașina lui Levetencovac este folosită în alte campionate istorice, probabil pasionații știu despre ce discutăm aici Și sperăm să participe și alte mașini de la istorice, de aici de la noi din campionatul național și în campionate din afară Da, într-adevăr, te refer la cel Ford Escoda lui Kopec. Da, nici am înțeles da, da. să meargă la, acest, la Rariu Monte Carlo de istorice la sfârșitul lunii viitoare, în ianuarie Uh, am avut prezențe prin Gabriel Stansu și George Sladopoulos la raliul Monte Carlo de Istorice. Sperăm, poate, de ce nu. Sunt momentan, nici aici nu știm multe detalii despre viitorul lor în 2023, viitorul echipajelor, dar orice este posibil, până la urmă, pauza până la prima etapă e destul de lungă, totuși, până în 2023, deci este timp să faci, să aranjezi tot ce trebuie pentru a lua startul la Istorice. Mai departe, Vlad. Da, în regulă. Mai departe avem uh, penultimul topic, căci ultimul va fi cu concluziile pentru sezonul 2023, uh, Rally 2, unde și acolo am avut o luptă interesantă, Mini Cooper versus Citroen, Peugeot, mă rog, multe, multe mașini. Da, la Rally 2, prima jumătate a sezonului a, fost, a avut un singur câștigător și anume Cătălin Ienășel. A dominat absolut uh, 100% aceste etape de asfalt cu al său mini, uh, mini Cooper uh, La Macadam, într-adevăr, nu, nu putem zice că a avut cel mai bun ritm. nici uh, nu cred că s-a adaptat foarte mult cu Macadam. Dacă nu mă înșel, uh, el nici măcar nu prea a mers pe Macadam. Prima sa experiență a fost chiar la Bacău. El venit din zona curselor de asfalt majoritar, de la Promorarii, de la Viteză în Coasta 2 și așa mai departe. Uh, dar uite că a reușit să devină campion național cu Adrian Dodo Diaconescu. În ultima etapă a devenit campioni, au avut nevoie doar de un punct ca să devină campioni și totuși erau cu simul întrebării deoarece pe proba să ceră de pe care am comentat-o era cu avarele puse și totuși a reușit să termine deoarece Atila Iacob sau Jacksy, cum îi zicem noi da. aici, nu, nu, nu youtuberul, pilotul de raliu, așa, a greșit pe specială a ratat, a făcut o în plus și a fost penalizat și a reușit să devină vice-campion cu Peugeot 208 R2 la ultimele două etape și de-a lungul sezonului a mers pe un Citroen C2 R2, un pilot rapid la clasa 1 campion la categoria A1 Jaxi. Să nu uităm și de Eddie Georgescu, pilotul care merge doar cu o singură mână cu acel Volkswagen Golf Diesel, alături de Călim Paraschiv, la fel câștigător de etapă la Iași, dacă țin bine minte. Și uh, iată că a reușit să termine pe locul 3 în clasamentul general al sezonului la Rally 2, vicecampion la, la clasa A2. Alte nume pe care le-am marcat în acest sezon ar fi uh, familia Tehei, uh, Adrian și Angela Renault Clio, uh, Matei Ghiban și Octavian Bostan cu modelul Dacia Logan și din ce am înțeles Matei urmează sperăm noi să facă pasul la Cupa Dacia în 2023 cu Sandero am mai remarcat un echipaj interesant în persoana în echipajul din Botoșani și anume George Hobjilă și Andrei Dranca cu BMW-ul și mi s-a părut foarte interesant să văd acel BMW pe Macadam ceea ce nu vezi foarte des în România, dar în Scandinavia e o prezență foarte constantă, acel BMW 36. Pisicuța. Uh, da, pisicuța, da. Uh, familia Stanciu, vreau să o menționez aici, pentru că mi-a plăcut foarte mult, Adrian, uh, Flaviu și uh, uh, Andreea, dacă țin bine, mi sper că nu vă pocesc numele, în scuze, dacă l-am pocit, vă dau eu un mai încolo de Paști. Așa. de comentarii, dragii Da, exact cu Smartul, for for, ceea ce mi se pare o alegere foarte interesantă pe raliu. Și am avut ocazia să-i prind la Brașov cu pe MacAdam, pentru prima dată să vezi un model Smart de MacAdam, ceea ce mi se pare incredibil să vezi așa ceva pe asemenea probe. Aș vrea să mai fac o mică mențiune la o clasă, ca acum mi a venit în cap, clasa SSV doar că acolo am avut doar doi participanți, pe Adrian Baciu și pe Antal Biro, la etapele de Macadam. Campionul a devenit Adrian Baciu și a făcut aceste modele SSV au făcut un spectacol foarte interesant pe probleme speciale din România și sperăm că la anul să vină mai multe modele SSV, din păcate doar două au fost prezente în acest sezon. Da, într-adevăr și pentru că nu prea mai avem foarte mult timp la dispoziția Andrei, probabil ți-a și ție un update. Să discutăm câteva topicuri legate de sezonul 2023, după care, vedem vom face outro final. Ce știm noi, așa? Ce bănuim? La ora actuală avem deja un calendar provizoriu. Sezonul va începe la Harghita în 2023, 6-7 mai deja. O să avem o pauză destul de lungă până la prima etapă. După care, la trei săptămâni după, vine Argeșu, tot pe asfalt, pe Transfăgărășan. După care am după care avem etapa 3 -a la Maramureș, 17-18 iunie, iar deja la jumătatea lui iulie avem primul Macadam a sezonului, raliul Sibiului, iar etapa 5 -a va fi în Moldova, tot pe Macadam, 4-5 august, 90 septembrie mergem la Iași, tot pe Macadam, o pauză scurtă de 3 săptămâni, după care vine Clujul pe asfalt, iar sezonul se încheie ca în acest an tot la Brașov, tot pe Macadam în perioada 28-29 octombrie și te vreau să fac o mică remarcă aici, că acum mi-a venit în cap și am greșit aici pe acest video, că la Cupa Dacia Sebi Scărlet este campion, nu Răzvan Ungurean, a fost o greșeală da mea. Da, într-adevăr, Sebastian Scărlet e și campion la Cupa Dacia, cât despre mașini, dragii mei, nu prea avem ce uh, informații să vă, să vă livrăm, pentru că deocamdată nu știm nici noi, sunt doar câteva zvonuri, nu știm dacă sunt adevărate sau, sau nu. Dar evident, dragii mei veți fi ținut la curent pe paginile Federației Române de Automobil Sportiv, pe pagina lui uh, Andrei Mangalia și nu în ultimul rând, uh, chiar și la mine pe, pe Instagram, pe Facebook și așa mai departe. Uh, bun, dragii mei, eu ce să vă mai zic Dragii mei, eu vă mulțumesc uh, foarte mult Pentru că ați venit Iată, într-adevăr, din păcate Andrei Mangalia nu a mai putut să se mai conecteze Nu este nicio problemă Vă mulțumesc mult, dragii mei, că ați participat la acest uh, Jurnal video Pe care l-am organizat împreună cu, cu Andrei uh, Ce pot să vă spun este Să aveți grijă de voi Stada nu e circuit, let's go racing room Și ne vedem, de ce nu uh, Dacă Andrei uh, mai vine ca invitat sau dorește să participe ca invitat La următoarele jurnale video pe care le vom analiza Despre următoarea competiție sau următoarea competiție O să vedem exact despre ce vom vorbi Iată că acum s-a întors Andrei Exact când am făcut outro-ul, Andrei uh, uh, Da, iată, mi-a picat și mi o pic că de ce nu Da, cam astea ar fi Spuneam înainte să pice conexiunea, vorbeam de Bogdan Gheorghiu, care uh, face pasul la Scoda Fabiara 2 în sezonul următor. Alte noutăți ar mai fi trecerea lui Cipriot. noutăți momentan nu sunt. E totuși o pauză o pauză de câteva luni bune până la următoarea, până la primul start din 2023, în capiatul Național mă refer și. Uh, pentru cei care sunt pasionați de la Liur să... Da, pentru Cei pasionați de la Liur, dragii mei no. Vă așteptăm la La etape Așadar Cu scuzele de ligoare Datorită internetului la Andrei Eu am fost Bac Vlad Andrei împreună cu Andrei Mangalia Vă urez Toate cele bune, țineți minte Stada nu e circuit, let's go racing room și nu uitați că sunteți cei mai tari. Ne revedem cu bine la următoarele jurnale video. La revedere, pe curând!